În ultimele luni, la nivelul municipiului Baia Mare, s-au făcut mai multe modificări în ceea ce privește circulația și aceste schimbări au apărut cu precădere în zonele în care s-au produs accidente de circulație, fie din cauza șoferilor, fie a pietonilor. Iată câteva exemple de care conducătorii auto ar trebui să știe, mai ales dacă utilizează anumite artere de circulație mai puțin. Pentru fluidizarea traficului și pentru a evita producerea unor accidente de circulație soldate cu victime, au fost semaforizate trecerile pentru pietoni de pe Bulevardul Decebal din Baia Mare, o trecere pe Bulevardul Traian, Bulevardul Republicii, strada Vasile Alexandrie în zona Piața Izvoare, de asemenea strada Culturii în zona Sirom. Totodată au fost montați stâlpișori de protecție pentru a împiedica oprirea autovehiculelor în zona trecerilor pentru pietoni și a proteja pietonii angajați regulamentar în traversare. La intersecția din zona molului Băimărean a apărut o modificare în urmă cu foarte multe luni, dar mulți șoferi sunt în continuare derutați când trebuie să se încadreze. La propunerea biroului rutier a fost resistematizată intersecția Bulevardului Independenței cu Bulevardul Decebal din Baia Mare, zona Vivo, pentru fluidizarea traficului, în special în orele de vârf. Conducătorii auto care se deplasează din direcția Tăuzi-Măgăreuș înspre Baia Mare, în momentul în care ajung la intersecția cu Bulevardul Decebal, Bulevardul Independenței cu Bulevardul Decebal, au posibilitatea ca banda din stânga, banda 3, să o folosească atât pentru virar stânga, cât și pentru a se deplasa înainte. Respectiv, atunci avem banda 2 și banda 3 pentru mersul înainte și banda 1 doar pentru mersul la dreapta. În toate zonele în care s-au montat semafoare și stâlpi la zebre, până acum pietonii erau expuși accidentelor de circulație și chiar au fost perimetre în care s-au înregistrat evenimente rutiere nedorite.